Stimate doamne și domni, bine ați venit la Casa de Cultură Friedrich Schiller, Casa Minorității Germane din București, care în acest an, la 1 iunie, sărbătorește 60 de ani de la inaugurare. Aș vrea doar să menționez că de la inaugurare s-au organizat permanent expoziții de pictură, de grafică și de sculptură, iar după 1990 noi am continuat această tradiție, dar am avut și foarte multe expoziții de grup cu studenți de la Universitatea Națională de Arte și chiar cu elevi de la Liceul Nicolae Tonița. Printre personalitățile care au expus aici înainte de 90, este vorba de doamna Iuliana Fabricius Dancu și de Ingo Glas. Ingo Glas, sculptor, a fost aici chiar referent pentru artă. În această seară avem o expoziție dublă, după părerea mea. Este expoziția de pictură a doamnei Françoise Mariana Roșian Apostol și expoziția de sculptură a domnului Doru Drăgușin. Ceea ce mi-a făcut foarte mare plăcere este că aceste două expoziții sunt de la intrare până aici la această camere care sunt dedicate expozițiilor. Aș dori să o rog pe doamna Oana Monica Holban să ne vorbească despre pictura doamnei Apostol. Bună seara! Bună ziua! Mă bucur foarte tare că sunt alături de dumneavoastră. Sunt foarte impresionată și sunt mulțumesc frumos. Și sunt onorată și sunt foarte bucuroasă, în primul rând, că sunteți aici. Mă gândesc că dacă acum, pe vremea asta domnescă, așa, am venit atâția oameni să ne încălzim la artă, probabil că dacă ar fi fost primăvară, soare frumos, cum ne-aș fi plăcut tuturor, aș fi fost plin aici. Și, în primul rând, mă bucur că văd atâția ochi scotocitori de frumos. Se vorbește foarte mult despre egalitate în tot felul de situații și mă gândesc că ăsta ar fi poate momentul în care ar trebui să mă prezint și să mă prezint în fața dumneavoastră ca o cunoscătoare în domeniu sau măcar ca o mică autoritate. Cred că există, de fapt, foarte puține situații în care suntem egali. Și una din aceste situații sau două din aceste situații sunt iubirea și arta. Arta este foarte invazivă, este foarte puternică, știe foarte bine ce vrea și de obicei știe ce vrea să facă cu noi. Aș vrea să vă spun că nu sunt nimeni special. Realitatea este că nu sunt cu nimic specială față de oricine din această sală. Pentru că ceea ce văd eu și la ceea ce vibrez eu este ceea ce ne-a adus pe toți aici și sunt lucrurile la care vibrăm toți. Vorbesc despre iubire și despre artă și cred că aceste două cuvinte sunt cuvintele care o prezintă cel mai bine pe Mariana, pe Françoise. Aceste două cuvinte spun mai mult despre ea decât ar spune un CV și sunt convinsă că toți cei care sunt prezenți au sau pot lua un flyer din care să tragă câteva concluzii legate de cine este, de datele la care s-a lansat, ce expoziție a avut. O să spun câteva lucruri, că așa se face, cele pe care mi le-am notat și probabil că sunt mult mai puțin decât lucrurile care o fac pe Mariana cu adevărat specială. Pentru unii poate că studiile, faptul că a fost absolvent al Liceului de Arte Plastice Nicolae Tonița și apoi a Școlii Postliceale de Arhitectură, Construcții, Mobilier și Design Interior, faptul că în 1985 și-a luat diploma de licență în arta decorativă, în specializare ceramică, sticlă și metal, la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, e important. Pentru alții s-ar putea să fie important numărul de expoziții la care a participat. Foarte multe de grup, multe personale. 40? Greșesc? Nu.
Expune în țara din 1984 până în 2008, participă la toate saloanele și expozițiile organizate de Uniunea Artiștilor Plastici și a Ministerului Culturii din România. Și pentru foarte mulți dintre noi este cu adevărat specială prezența ei internațională. Este mai mult decât special, este extraordinară. Enumăr aici doar câteva participări internaționale, pe restul le aveți în flyer. La Paris, în cadrul Centrului Pompidou, cu o expoziție de sticlă și artă decorativă, tot la Paris, la Louvre des Antiquaires, New Gallery Art, cu expoziție de sticlă, în Villeneuve-Saint-Georges, în Nanterre, în Japonia. Din 2005 până în 2012 expune anual în galeriile de artă din diferite orașe din Franța, Reims, Deauville, Bordeaux, Lille, Cannes. Dar Mariana Apostol e mai mult decât un CV și cu asta am început, da, trebuia să citesc lucrurile astea pentru că, de fapt, sunt importante. Sunt niște pietre care au construit acest drum, drumul ei care, eu cred că mai are mult de mers pe el. Mariana Apostol e poezie. Pot să zic că ești poezie, pot să spun că ești râs, pot să spun că ești bucurie pentru cine te cunoaște. E bucurie. E culoare. E roșul ăsta aprins pe care îl vedeți în maci, care se plimbă așa înflăcărat cam prin toate tablourile. E un roșu atât de aprins că mă întorc la ce spuneam la început, cu arta este invazivă. E agresivă, da, e agresivă, e invazivă, dar e pasională. Spunea, vă citesc, spunea Jackson Pollock, spunea fiecare pictor bun pictează ceea ce este. Mariana este culoare. În primul rând este culoare, este oranj. Este, dacă vă uitați o secundă, tabloul dintre Maci și Visul Mării este un peisaj în contrajur, o plajă din Anglia, care are o foiță de aur vizibilă doar dintr-un anumit unghi. Mariana este unghi. Și când spun că e unghi, poate să sune ciudat, dar da, este perspectivă. Vezi anumite detalii doar dintr-o anumită poziție, cum este pânza, de exemplu, de dincolo, care este în lucru. Eu m-am topit când a venit și mi-a prezentat proiectele, lucrările cu care a venit la această expoziție, spunându-mi despre foarte multe, asta nu că e în lucru, asta nu că este în lucru. De cum să fie în lucru? Sau este la fel de în lucru cum este viața? Sau e la fel de în lucru cum e iubirea? Totul e în lucru. Se dezvoltă pentru că tu știi să dai viață și probabil că va fi în lucru până când te vei sătura să fie în lucru una și să spui că treci la următoarea. Realitatea este că pentru tine sunt călătorii, pentru noi sunt povești. Când spuneam că nu mă prezint și că nu sunt nimeni, aș putea să vă spun un singur lucru, că eu la bază sunt critic de teatru și film și primul lucru pe care l-am învățat a fost cum să descoper spectacolul în ceva. Mariana e spectacol, e poveste. Toate tablourile ei se bazează pe un conflict, pe o antiteză. Că e vorba despre detalii fine și apoi despre tușă foarte puternică, că e vorba de contrast în lumină, că e vorba pur și simplu de... Nimic nu este un peisaj. Totul este un peisaj cu foiță de aur. Nimic nu este un vis. Nu este un vis, dar foarte prezent. E un joc antitetic pe care îl manevrează foarte frumos. Cine mai ești? Vreau să spun că să mă întorc iarăși la un citat care mi-a plăcut foarte tare și care cred că vorbește despre ea. Nu există linii în natură, spunea Eduard Manet. Există doar pete de culoare, una împotriva celeilalte. Acest împotrivă, eu îl văd pe acest împotrivă, această pasiune, această luptă, această contradicție, această neliniște. Mariana e neliniștită. De asta o iubim, de asta am venit să-ți vedem neliniștea. Deci, ca să-mi închei speech-ul, pentru că la un moment dat devine redundant, cred că e foarte unul dintre cele mai delicate lucruri pe care poți să-l faci este să vorbești despre ceea ce vede lumea. Pentru că ceea ce văd eu fie este exact ceea ce vedeți și dumneavoastră, fie este atât de diferit, pentru că eu sunt subiectivă, încât pare pe lângă, cumva pe lângă subiect. Dar realitatea este că în asta constă joaca și bucuria de a fi la o expoziție de artă și de a vedea niște lucrări ale unui om care știe să construiască, cum spuneam, povești. O să închei prezentarea mea subiectivă. Nu vă spun că părinții mei care sunt colecționari de artă mi-au prezentat-o de când eram mică, deci eu am crescut cu râsul ei, cu culorile ei, cu bucuria ei, cu povestea ei.
cu un citat care este parcă dedicat. Sentimentul colorează, nu pensula. Poți colora cu o bucățică de cărbune și toate tuburile din lume nu-ți dau albastrul unei flori de inișor dacă nu-l ai în suflet. Nicolae Grigorescu. Mulțumesc! Nu pot decât să-i mulțumesc prietenei mele, dar să stau mai aproape. Eu care sunt o timidă, am ceva notat, cu capul în jos le citeam. Ea cunoscându-mă, sigur că a venit și criticul tău de artă, să-i zicem, Doru. Sunt încântată că... Am putea spune că domnul Paul Mugur, care este trecut în catalog, Mugur, ca... Da. Noi trei avem o legătură, bine, cu ea, că era copil și o știu de mică, noi trei avem o legătură cu Parisul, pentru că ne-am găsit acolo, nu întâmplător, că drumurile noastre sunt de undeva scrise dinainte. Pasiunile mele m-au dus exact pe unde trebuie să merg. Și la Paris îmi amintesc de noi trei care ne vedeam seara și citeam poeziile noastre, nu doar, nu mai știu, ne citeam poeziile, ni le criticam, el lucra la o sală, ce făceai, un mozaic, da? Tu lucrai un mozaic, ne plimbam noaptea, mergeam la spectacole, era frumos la Paris, eram și tineri. Tinerețea nu putem să oprim, am ajuns și prin România, mă rog, la vârsta care avem, dar vom continua să fim artiști și boemi, suntem cam boemi toți trei. Și bine, n-am citit nimic din ce m-am pregătit. Am băut un par de șampanie și din cauza asta am uitat ce să vă spun despre operele mele, a vorbit ea foarte bine. Oana, mulțumesc încă o dată. Și ce să spun, că fiecare trebuie să ne urmăm drumul, suntem ființe unice, am venit cu ceva pe lumea asta și trebuie să continuăm. Dacă am început cu arta de la 6 ani, deja știam că vreau să fiu artist plastic, iar în clasa 6-a dădeam deja interviuri pe la Casa Scânteii, pe ziare și așa, că eram deja la arte plastice. Trebuie să continuăm, fiecare avem o nota noastră particulară. De exemplu, în lucrările mele, pensulația, să zicem, nu e monotonă, n-aș vrea să fiu monotonă și de-aia mai schimb culorile și temele, ca să nu ne plictisim. Așa, să citesc ceva. Opera de artă este un act de tatonare specific uman. Bine, dacă citesc de aici, un pic de lecție de istoria artei. Mai bine renunț. Mai bine să fim lejeri. Am scris chiar multe pagini, dar sunt prea serioase. Mă rog, cum gândim noi, ce calități avem, asta se vede și în lucrări. Un rezumat, ce să mai zic, întâi să vă mulțumesc că por mă uit la celor prezenți, pentru că din cauza timpului nu... Au fost mulți care m-au sunat că nu pot să ajungă. Cred că suntem jumătate din cei care i-am invitat. Asta e situația de la circulație. Și mai avem și critici de artă pe aici, să le mulțumesc și lor, Roxana Păsculescu, care eu nu știu, o văd pe fiica ei, e prin spate. Vroiam să îi mulțumesc și ei, să las pe Doru să vorbească. Să vorbească Mugurul întâi, să se vorbească. Da, Doruleț. Doru, Mugurul. Am vrut să zic. Așa, hai să lăsăm pe Doru Mugur, pentru că tot a întârziat. Vorbesc și mai vorbim.
Bună seara! Sunt Paul Doru Mugur. De Doru Drăgușin mă leagă o prietenie de o viață. Ne-am întâlnit în 1991 cu prilejul unei expoziții a lui Doru la Centrul Cultural Francez. Într-o primăvară a lui 91, vă aduceam niște cărți la Institutul Cultural și am trecut foarte repede prin expoziție, fără să voi nici dreapta, nici stânga, pentru că trebuia să duc cărțile. La întoarcere, după ce returnasem cărțile, m-am izbit de o coloană de metal care se găsea în centrul camerei dinspre ieșire și, uitându-mă la coloană, am remarcat că în jurul coloanei erau aranjate mai multe lucrări din marmură. Se găseau pe mai multe nivele lucrările. Dacă știți Insul Francez, știți că există și un etaj 1. Lucrările se găseau atât la parter cât și la primul etaj. Și fără să remarc prezența lui Doru, intrigat de aranjament, am început să privesc lucrările. După aproximativ, să spun, un sfert de oră de privit aceste lucrări și de încercat de înțeles despre ce este vorba cu aceste lucrări, l-am întâlnit pe Doru și am început să discutăm. Am început să discutăm despre tot felul de lucruri. El m-a întrebat ce părere am. Eu la acel moment nu aveam încă o părere formată. Și discuția s-a prelungit până spre două noaptea. A ajuns acasă, încă sub impresia lucrurilor văzute, m-am apucat și am scris despre expoziție și am scris vreo 35 de pagini. Apoi, foarte încântat de, mă rog, de ce scrisesem, m-am întâlnit cu Doru deja a doua zi și am arătat ce am scris. Doru a fost absolut stupefiat, pentru că nu se aștepta la așa ceva. Eu nu se aștepta ca să vină un tânăr de 21 de ani, aveam atunci, și să găsească tot felul de lucruri în lucrările lui. Mi-a spus, domnule, e foarte interesant, dar 35 de pagini este mult prea lung. Poți puțin să te concentrezi, să reduci la esență aceste, să zic așa, logoree critică. Și am venit cu un text de 10 pagini. Păi mi-am spus, uite ce se întâmplă, să spun foarte cinstit. Mi-a plăcut textul tău, eu intenționez să fac un catalog. Dar nu am bani ca să fac un catalog rezone cu lucrările mele toate și cu un text care să acopere toate aspectele operei mele de până acum. Te rog frumos, fă un text de o pagină. În fine. La 35 de pagini am ajuns la aproximativ o pagină a 4. Un text scris inițial în limba română, apoi tradus în limbile engleză și franceză. Și deci așa ne-am întâlnit. Așa a început prietenia noastră, care continuă până în ziua de astăzi. Ce să vă spun despre lucrări? Pot să vă spun care este impresia mea despre lucrări. Fiecare dintre dumneavoastră își va forma o impresie personală, uitându-se la ce are în față, eventual atingând lucrările, pentru că lucrările unele dintre lucrările lui Doru sunt foarte frumos șlefuite și există o plăcere tactilă a întâlnirii degetelor cu piatra. Doru este un artist cu multe săgeți în arcul creației sale. Pe de o parte, este un extraordinar desenator și pentru cei care acum îl descoperă, puteți vizita atelierul și poate să vă demonstreze această extraordinară abilitate de a surprinde esența momentului prin desen. Pornind de la desen, face de asemenea pictură, atât pictură figurativă cât și pictură non-figurativă.
Însă, prima și ultima dragoste a lui Dorin este sculptura, deci reprezentarea 3D a ideilor. Eu l-am apropiat atunci și continui să-l apropii pe Doru de Nichita Stănescu. Nichita Stănescu este un poet abstract și Doru Drăgușin este și el un pictor abstract. Un pictor, un artist abstract. Un sculptor abstract. Pentru a, să spun, pentru a te apropia de lucrările lui, trebuie să renunți pentru o secundă la convenția aceasta a realității în care te uiți la un copac și vezi un copac, te uiți la un autobuz și vezi un autobuz și să privești realitatea cumva dintr-un alt unghi. Are jos o lucrare care reprezintă la prima vedere un să spun ca un tub cu un capăt rotund și un capăt cubic. Între capătul rotund și capătul cubic se află în bie o legătură. Acest obiect are un gol între cele două capete. Ca să spun așa, foarte prozaic, seamănă cu un fel de telefon. Un telefon de pe vremuri, când nu existau telefoane celulare de-astea plate, cu receptorul unui telefon. Bun. Poți să găsești în acest obiect o mulțime de interpretări. Ceea ce este interesant însă, este că obiectul în sine nu are numai cele trei dimensiuni date de, să spun, de prezența în spațiul tridimensional, ci prin faptul că este un obiect cu un orificiu, poți să te gândești că este proiecția în spațiul 3D a unui obiect multidimensional, excesul de dimensiuni față de 3, fiind dat de străpungerea pietrei, fiind dat de faptul că este șlefuit, deci practic ne putem folosi atât imaginația abstractă, cât și simțul tactil, apropiindu-ne de această marmură și atingând-o. Și astfel, încet, încet, pornind de la acest obiect, vi l-am oferit ca o poartă de intrare, să spun, obiectul, de fapt, poate reprezenta și o lebădă. O lebădă care are gâtul întors între pene. Poate reprezenta și o balerină, dacă vrem neapărat să avem o reprezentare figurativă a acelui obiect. Însă v-am spus doar așa, ok, adică cum puteți să intrați în lumea lui Doru și cum puteți să începeți să să priviți lumea dintr-un unghi inedit. Ce este interesant este de asemenea faptul că el se gândește nu numai la obiectele în sine, deci la obiectul în sine care, pe care l-aveți în față, ci se gândește și la aranjamentul lucrărilor și relația dintre ele. Aici nu a avut posibilitatea să facă o expoziție în care să expună și la etaj. Însă, în alte rânduri, pentru că am avut norocul să fiu prezent și la alte expoziții de la lui, se poate desfășura și are un spațiu mai larg în care se creeze practic o lume. O lume nu în 3D, ci o lume multidimensională în care lucrările însăși, prin aranjamentul lor și prin raportul dintre ele, creează spațiul multidimensional. Dincolo de aspectele astea, să spun, abstracte și într-un fel reci, Doru Drăgușin este un artist care are o relație, să spun, pasională cu materia, cu marmura și are lucrări care sunt extraordinar de senzuale și față aceste lucrări nu trebuie să ne apropiem cu, să zic, o minte științifică, o minte inginerească, ci trebuie pur și simplu să ne lăsăm seduși de aceste lucrări. Foarte interesant este că în mai mult de ultima decadă, Doru Drăgușin s-a preocupat de asemenea de arta religioasă și a creat nenumărate icoane foarte, foarte interesante și de asemenea a creat bazoreliefuri, icoane în piatră, care sunt un lucru de asemenea inedit. Doru Drăgușin este un artist care meditează,
din care arta efectiv țâșnește și este o, să spun, o proiecție a lui, a cine este el în lume. Dorin Drăgușin este un artist pe care îl admir și îl iubesc și pe care îl recomand cu căldură. Vă mulțumesc! Doru este privitorul din exterior. Acum, eu sunt cel dinspre, înăuntru spre exterior. Suntem, artiștii suntem în starea cea mai bună atunci când suntem în fața creației noastre, care e la început sau la către sfârșit. Tot căutăm, așa cum zicea antevorbitorul nostru, care este fiica unor prieteni foarte buni, regizor, tatăl ei este regizorul Sorin Popescu, care împreună am făcut un film când muzeul Partidului Comunist Român a fost transformat în... A fost transformat în Muzeul Țăranului. Atunci s-a hotărât să facem o expoziție pe temă religioasă, prima expoziție pe temă religioasă într-un fost muzeu al partidului. A fost extraordinar, așa ne-am întâlnit eu cu Mariana și cu Velicu Petre, care acum e încă la Paris, și apoi ne-am întâlnit și la Paris. Traseele noastre au fost comune aproape. Doru, care a vorbit despre mine, Doru Pau Mugur, este medic oncolog. Acum el, îmi cer scuze că ne-a reținut puțin cu întârzierea lui, el a organizat o conferință pe tema oncologică de care se ocupă, este vicepreședinte pe această temă internațională aici în România și un lucru foarte frumos, așa cum vorbea colega noastră despre iubire, încearcă să reunească medicii din România, care uneori se cred unii mai tari decât ceilalți, dar îi reunește, aducându-i să sprijine acest progres de descoperire acestei maladii incurabile, cancerul. Și artiștii, că și noi la fel suntem. Da. Declinați la concurență, nu știu. Nu. Marin Predea spunea că dacă dragoste nu e, nimic nu e. E preluat din Biblie. Dacă iubire nu e, nimic nu e. Mariana spunea mai devreme că atunci când a venit la Paris și eu făceam un mozaic, este un spațiu pe care eu l-am amenajat în Paris, un spațiu de 300 de metri pătrați, împreună cu corsicanii și bretonii. Deci nu prea sunt francez, sunt așa mai revoluționari acolo, care m-au primit cu brațele deschise, recuperându-mă dintr-un spital foarte puternic, Val de Grâce, un spital militar, unde fusesem dus de un prieten al meu prin medicină sans frontière, după operație în partea dreaptă, unde mi s-a spus la Funden că este mare. Momentul ăla a fost dur pentru mine. În sufletul meu eram mai doina românească și tristețea că nu mi-am terminat opera de artă. Tristețea asta este maximă. Unor chiar și ziua ni se pare mai scurtă când vrem să facem ceva și nu reușim să finalizăm, că a venit noaptea și oboseala. Acolo la Paris am pictat un plafon în tema noastră ortodoxă și mozaicul de la parter la fel, pe dimensiune de 300 de metri pătrați parter, 300 de metri plafon, este un spațiu de 30 de metri lungime pe 10 metri lățime. Atât Mariana cât și Doru îl cunosc foarte bine. Ne-am bucurat de foarte multe ori de muzica corsicană sau românească și franceză și de lucrările noastre din preajmă. Da,
împreună sau singuri, fiecare era pe drumul lui, am căutat să străbatem Europa cu camioane, cu lucrări pe banii noștri, sau cu avioane traversând oceanul către New York, unde încă și acum am lucrări, 27 de lucrări de marmură la prietenul meu Doru, depozitate. Nu este nimic simplu, dar, în general, dacă ne continuăm cursul cu adevărat, reușim să lăsăm ceva și ceva serios și nu mă îndoiesc dacă perseveranța noastră deranjează uneori, pentru că unii oameni ne consideră egoiști în ceea ce facem, că suntem prea mult pentru, poate chiar și în familie, suntem prea mult în atelier, prea mult în preocupați de a face ceva și de fapt nu poți face nimic bun dacă nu te ocupi serios de acel ceva. Cum zicea Doru despre acea glumă pe care mulți o făceau despre lucrarea mea, că e un telefon, are multe semnificații, acea piesă care eu am intitulat-o Geneză, începutul. Mă rog, încă n-am reușit să definez sfârșitul. Începutul este acea ridicare, exact ca aburul care se ridică și se face sfera, adică norul, sau mai bine zis, gândirea noastră se apropie de Dumnezeu, sfera este simbolul lui Dumnezeu, și apoi ne îndreptăm către pământ sau de unde am plecat cu o viteză incredibilă, acel tunel al timpului care se ne reprezintă și ne dă căderea a neputinței, că niciodată nu o să plecăm din lumea asta cu sănătatea întreagă și nici nu e bine ca să vă păstrați, să plecați sănătoși, pentru că e păcat. Supuneți-vă tuturor riscurilor de a face ceva, de a lăsa ceva în lumea asta și atunci o să avem bucuria noastră, poate o să fie în ceruri, dar cei de care rămân în spatele nostru pe pământ or să vorbească. În general, un foarte bun prieten al meu, matematician, în provincie a scris un articol despre mine. De fapt, nu m-a pomenit decât la sfârșitul articolului, spunând că face, dar de ce oare nu vorbim despre artiști când sunt în viață și vorbim despre ei mult după ce mor? Așa că e bine să ne vedem acum în viață și să ne simțim că fiecare clipă care trece este secunda care nu o putem opri niciodată. Fiecare viitor devine prezent și fiecare prezent devine imediat trecut. Mă bucur că sunteți aici, iertați-mă filozofia noastră de artist, suntem preocupați serios de aceste lucruri și lucrurile care le facem, uneori ne întoarcem în timp, poate suntem demodați, e pentru acum n-am nici de o lună un telefon performant care nu știu să-l folosesc. Poate nu sunt pentru epoca asta, oamenii care bat piatra sunt poate din neolitic sau suntem preistorici. Deja este pe cale dispariție, atât în Europa cât și în America. Am dat lecții de cioplit în Belgia, la New York, la școlile de bele arte, dar din păcate sunt puțini care au timp sau au puterea de a se preocupa de această meserie a ciopli piatra. De fapt, sculptura este a ciopli. Și, între altele, cum zicea Michelangelo, sculptura este definită prin scoaterea a pietrei care este în plus deasupra lucrării pe care noi o vedem. Vedeți două spirite foarte mari, Brâncuși, care a venit acum în epoca modernă, nu prea îl iubea foarte mult pe Michelangelo, dar Michelangelo a fost un titan al vremei lui. Brâncuși este un om și un artist foarte mare care a deschis niște drumuri pe care le-a și închis. Noi, cei care venim în spatele lui, nu numai că observăm noi ca români că în afară este foarte mult iubit, chiar mai mult ca aici la noi în țară. Nu, asta e o preocupare, să-i aducem o semintele în țară și preocuparea noastră este ca să respectăm valoarea pe care cei din comunism n-au reușit să o aprecieze, pentru că el a vrut să doneze statului român întreaga sa operă, care acum este în muzeul din
de lângă Boburg, un muzeu special al lui Brâncuș, unde noi românii intrăm gratis pentru că avem acces. Doru spunea în 1999, cum în New York Times, cu literele majuscule scria în decembrie 1999, sfârșit de secol, artistul secolului 20, Constantin Brâncuș, sculptor de origine română. Din păcate, el a trebuit să treacă, de ce a spus așa? El a trebuit să treacă la naționalitatea franceză și ca să poată fi înmormântat și ca să își primească acele drepturi de sfârșit de viață acolo. El a fost român tot timpul. Brâncuș spunea că a face ceva trebuie să te pui în situația de a face. Ca să te pui în situația de a face, cum spunea colega mea mai devreme, trebuie să ai har de la Dumnezeu, trebuie să ai o școală care te îndeamnă și te învață, dar în școli anumite lucruri extraordinare din interiorul nostru pot fi distruse. Poți să treci prea mult pe academic, sau, dar în momentul în care ai terminat facultatea, trebuie să știi să te lepezi, așa cum este un câine din apă, se scutură, și să te lepezi de acel academism și să reușești să intri în esența lucrurilor. Esența lucrurilor presupune o foarte lungă meditație asupra a tot ce se întâmplă în jurul nostru, existenței. Brâncuș spunea că atât în timp când nu mai ești copil, ești ca și mort. Observăm foarte bine la copii că sunt preocupați a descoperi, a zâmbi și când îi certăm sau îi batem, ei știu să râdă, să glumească cu noi. Deci să nu purtăm ură, să nu dușmănim, să fim prieteni, să iubim, să trecem peste necazuri. Lucrul acesta spunea și acum 3 zile când eram la Muntele Athos, unde am și făcut Paștele. E un refugiu al meu, cred că e singurul refugiu unde în comunicare cu călugării și puznicii de acolo reușim să sau nu reușim sau încercăm să le auzim în secretele. Secretele sunt obținute de ei printr-o comunicare directă cu Dumnezeu. Deci tot ceea ce facem noi, aș putea spune că, așa cum declaram cuiva dintr-o revistă Flacăra, este pentru că noi suntem instrumentul de exprimare către ceilalți din jur, pe care Dumnezeu îl folosește de sus. De multe ori noi facem lucruri pe care nu știm ce facem și veniți dumneavoastră, care sunteți traducătorii. Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumim foarte mult și vă propun ca într-un viitor, în anul acesta, în anul viitor, dumneavoastră eventual să veniți și cu o expoziție de sticlărie și ceramică, pentru că nimeni n-a menționat că totuși... Aici. Da. Deci mai avem o expoziție, mai am o expoziție personală în luna iunie tot aici, mă gândește doamna directoare în aceleași săli. Și ce să spun, deși suntem la nemți, cum să zicem, eu sunt de naționalitate franceză și ajuns în Franța, deja sunt cu lucrările la Louvre, în arhivele lor și am fost mirată că încă din 90, cum am ajuns acolo, știau deja de mine pe sticlărie, adică sculptură în sticlă optică, ce făceam eu și specialitatea mea, ce făceam la vremea aceea. Acum mă vor cunoaște și cu pictura și... Și aș vrea să fac un toast, să bem pentru prietenie, pentru artă și pentru ce să mai bem azi. Și aș vrea să îl așteptăm și pe domnul Doru Drăgușin cu o expoziție personală de sculptură. Eu mulțumesc. Și cu aceasta declar expoziția deschisă. Puțin, Roxana, vă invităm să servim un... Mai vrea să vorbească Roxana Păsculescu puțin.